Că atunci, dacă nu mai ai altă scăpare... Zoe! Zoe, mă iubești? Te iubesc, dar scapă-mă. Zoe, să fugim împreună. Fănică, tu ești nebun? Da, Zaharia! Da, poziția ta! Da, scandalul și mai mare care s-ar aprinde pe urmele noastre! Atunci nu ne mai rămâne nimic de făcut? Ba da. Ce? Să sprijinim candidatura lui Cațavencu. Peste putin. Să-l alegem. Niciodată. Trebuie. Odată cu capul tu te gândești la ce spui. Iată pe ce de peș am pus mâna. A adus la telegraf bețivul de Canalia, care a găsit scrisoarea ta. Este de peș anonim. Iată, trădare, prefectul și oamenii lui trădează partidul pentru nifilistul Cațavencu, pe care vor să-l aleagă la colegiul al doilea. Trădare, trădare, de trei ori trădare. Mai mulți membri ai partidului. Spectacolul de la New York a fost ceva incredibil. Am jucat într-o sală de la, a teatrului La Mama, undeva o fost sală de hală de întreprindere ceva, care a fost transformată în sală de teatru, s-au pus niște gradene, scena era la nivelul dușumerei și niște gradene pe care stătea publicul. Era prima oară când venea un teatru în America, un teatru cu un spectacol. Nu, fuseseră fel de fel de actori care au făcut one-man show-uri pe acolo, comici, vestiți ai ecranului din România, cântăreți de muzică populară, de muzică ușoară, s-au dus, s-au produs prin restaurante sau, mă rog, săli de teatru. Dar aici era vorba de un turneu artistic, într-adevăr, turneul unui teatru profesionist, Teatrul Bulandra, care venea și prezenta scrisoarea pierdută. A fost ceva extraordinar. Sala a fost tixită, evident, de români. Erau mulți români care erau acolo, în New York. Și noi când am intrat în scenă, chiar și scena era ocupată de spectatori. Stăteau pe jos, pentru că n-au avut loc destul și nu s-au lăsat până când n-au intrat în sală, indiferent dacă au sau nu loc. Și noi jucam călcând peste ei, dacă poți să-ți imaginezi. Și erau așa, atât de avizi. Simțeam cum tot ceea ce facem noi intră în ei. Sunt fericiți că aud replici românești, că aud replici cunoscute, Curat, Murdar sau mai știu eu ce, Coane Fănică, fel de multe din replicile piesii care sunt deja populare și au intrat în folclor. Fănică, ce ai făcut? Ai arestat pe Cațavencu. Cum ți-a venit să faci una ca asta? Pentru ce ai făcut-o? Cum pentru ce? Pentru tu mă întrebi pentru ce? Pentru ca să evit nenorocirea pe care ai cauzat-o tu din neglijență! Dar se poate atâta nebăgare de seamă, atâta distracție, o scrisoare de amor, să o arunci în neștire, în buzunar la oaltă cu Batista și să o pierzi ca și cum ar fi o hârtie fără importanță? Ce Dumnezeu, ești femeie în toate firele, nu mai ești un copil. Atâta distracție nu se mai pomenește nici în romane, nici într-o piesă de teatru. Păi așa e, Fănică, judecă. Așa e, am fost o copilă, am făcut o nerozie fără seamă, dar acum trebuie îndreptată, Fănică. Fănică, dacă mă iubești, dacă ai ținut-o măcar un moment în viața ta la mine, scapă-mă. Scapă-mă de rușine, tu ești bărbat, nu-ți pasă. Pentru tine afișarea intriginoasă n-ar fi o nenorocire, dar pentru mine, Fănică, gândește-te! Păi tocmai de asta am pus mâna pe domnul Cațave. Mulțumesc pentru discuție și sper să mai avem ocazia. Să dea Dumnezeu. Suntem colaboratori vechi. Mi-a făcut plăcere să lucrăm împreună, ori de câte ori s-a întâmplat treaba asta. Și chiar și acum îmi face plăcere și aș putea să încerc să adresez un salut celor care se vor uita la noi, la ceea ce am făcut noi aici, o discuție absolut amicală și îi consider în general pe toți cei care sunt plecați, românii care sunt plecați, mă bucur, ori de câte ori am fost în străinătate, să întâlnesc români, mă bucur să întâlnesc români și chiar mi se pare un lucru foarte bun că există români în acolo unde nu te aștepți, în țări unde nu crezi că ar putea să fie. Totuși, găsești câte un român și parcă ai alt sentiment dintr-o dată, îți devine mai apropiată țara aia străină în care ești.